Astăzi o să facem o rulată din carne tocată, cu șunculiță, cu spanac tras la tigaie, cu ușoare umplute, cu parmezan. Eu am să o pregătesc din seara aceasta pentru noi. Și o să avem nevoie de 500 de grame de carne tocată, de vită, 500 de grame de șunculiță, șuvițe, 3 ouă fierte, cam 30 de grame, 40 de grame de parmezan. Asta pune după gust. Aici, gata tras la tigaie, în ulei și cu usturoi și cu puțină sare, spanacul. Eu am putut folosi de data aceasta spanac congelat. L-am cântărit după ce a fost preparat. Puțină sare, piper și ulei. O să punem totul într-o tavă, în hârtie. Eu îl prepar din seara aceasta și mâine dimineață, la prima oră, îl dau la cuptor. Și am să încep cu carne tocată. Am să adaug puțină sare. Adaug puțină sare să o condimentez. Și puțin piper. Și înăuntru adaug și parmezanul. Eu am să amestec cu mâna totul. Dau deoparte. Și șunculița, la fel, cu puțină sare. Eu deja am pus puțină și puțin piper. Am să pun și puțin ulei. Și am să amestec bine. Acum o să așezăm cărnița noastră, șunculița. Șoricul l-am tăiat. Am lăsat fără șoric. Ca să-mi iasă tare. Acum, o să întindem... Are una, două sfârculețe. O să întindem carnea tocată. O să întindem peste... peste șunculiță. Acum o să punem și spanacul. Spanacul eu l-am tras la tigaie. 3 ușoare. Și acum cu mare grijă o să întoarcem. Ia uitați, rulada noastră. Am să o strâng bine cu hârtia. Și o să pun această tavă. Aceasta este rulada noastră. O lăsăm să se macereze până mâine dimineață. Și mâine dimineață vă urez o seară frumoasă. La revedere! Și mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în seara aceasta. Și vă mulțumesc că ați venit în casa mea. O seară bună! La revedere tuturor! Vă pup cu mare drag și vă iubesc pe toți! Pupici, mulți pupici și vă îmbrățișez cu drag! La revedere!